Fratele meu m-a adus la mănăstirea Moisei. Am auzit de ea de mult, dar nu știam despre ce e vorba. Și acum, dacă tot sunt în zonă, acolo e fratele meu, dacă tot sunt în zonă, am zis că hai să trecem, că e ocazie unică. Ocazie unică să văd obiectivul ăsta, care e și religios și turistic, pot să zic. Și uite acolo, cuiburi de rânduiele. N-am văzut de mult așa ceva, cuiburi de rânduiele, că la noi în Canada nu sunt de astea. Și telefonul meu este închis ca sunerie. Și am zis să înregistrez ceva cu claritate foarte mare pentru cei care au răbdare, pentru cei care n-au fost aici și care pot să vadă imaginea asta pe ecran mai larg. Deci am folosit un pic de dezinfectant care este pus acolo la dispoziție și n-am și mască pe față, de aia se aude mai înfundat. Și uite acolo ce atmosferă tipic religioasă și imensitatea tavanului. Adică pare complex, dar simplu în același timp. Am intrat, cred că ultima dată în România, în trecut, am intrat în mitropolia de la Iași, care este uriașă, cred că e de vreo 4-5 ori mai mare decât clădirea asta. Dar ăla este alt lăcaș. Ăsta este dimensionat pentru numărul de enoriași din zona asta. Și totuși s-au depus eforturi să pictez tot, că fiecare pictură e făcută de mână. Și după cum vezi, e lucrare de calitate. Deci nu e făcută pictură la repezală. Și marile nume religioase din zonă. Și numele religioase din trecut care au fost înscrise în Biblie prin probabil că faptele lor sau prin povețe, îndrumarea creștinilor spre credință sau importanța lor în religia locală ortodoxă. Sfânta Treime. Deci eu acum nu înregistrez ca o persoană religioasă. Eu acum înregistrez ca și un turist. Pentru cei din România, mai mult din România, care vor să vadă, dar nu pot să călătorească. Deci, în principiu, ar trebui să urmez ritualuri aici și să mă închin, să îmi fac cruce și așa mai departe. Și nu pot să zic că să mă bat cu pumnul în piept, că eu sunt religios și că am venit să mă rog. Deci am venit ca turist, dar în același timp cu gândul să împart imaginile astea celor care nu pot să vină până aici. Deci celor care sunt așa de conectați cu religia și ar visa să ajungă la Moisei sau în zonele astea, în Maramureș, să se roage, să fie acolo, dar nu pot, că diverse conjuncturi țin unde sunt. Și acum înregistrez la calitate maximă pe telefonul ăsta și dau așa un tur de biserică. Erau două persoane, mamă și fată, care s-au rugat mai devreme aici, cu vreo 10 minute. Și nu știu ce reprezintă fiecare. Asta sigur este mama lui Iisus, Maria și cu fiul. Totul e din argint. Și pâine sfințită. Și este nu numai o lucrare de artă, dar o lucrare făcută cu suflet și cu pasiune. Adică, cum am intrat aici, am simțit emoții. Și vă las și să vă zic să aveți încredere că urmează mai bine. La revedere!